Dau al doilea diss track, mă mir ca să rezist, că fac vizualizări cu carul, eu tot banii am în casa, spuneți că bis a început trendul, asta e cam genada, după ce am scos primul disc, cam toată lumea s-a apucat. O, Shelly, mai trăiești mai și pe fir, nu uita să faci colab cu noi când ne mai întâlnim. Ai văzut că am ajuns sus, tu de noi ai profitat, poate data viitoare faci că ne-am împăcat. Colo, spam încearcă cu respect și putere, dar ție ți-a dat burta și ai dat și de probleme. Ai început să vii stricouri, te crezi un mascul, aș cumpăra vreo 3 să mă ieșter cu ele la Bural, că am fost ok cu tine primul disc, să te pun și în al doilea, tu nici nu ai vis. A crezut că a fost o glumă, ai comentat și ai râs, dar cred că în spatele tastaturii tu nu mai puteai de plâns. Ne distrăm bine, îmi prea zile să te pună pe tine. Fără voi YouTube-ul devine cel mai bun loc, frate, Vlad îl deține. Reacționați la clip, nu-i treaba mea, poate așa vă plătiți chiria. Când cineva vă va intervieva, de ce v-ați lăsat, a lui Vlad e vina. Gogan, ești penibil, recunoaște când te uiți la tine. Prefinse faptul că-s pe val și reacționezi la mine. Andra, cum e să vorbești cu Derulo? E bine, dar el nu mai știa cum să plece de lângă tine. Lisi, astăzi n-ați auzit de el, cum și-a auzit numele, cred că aș fi făcut pe el. Plus că ai rămas jos, de ce mai încerci? Ești pe YouTube din 2012, ești faimos? Nu ești. Toți ceilalți, Max, Shelly, frații Gogan, am auzit că aveți în cap cel mai bun plan. No! Sunteți prea pentru mine, Shelly, nu mai pot până scoate direct. Pe YouTube o să fiți mori. Oai mei băieți, ne distrăm bine, îmi prea zile să te vână pe tine. Fără voi YouTube-ul devine cel mai bun loc, frate, Vlad îl deține. Reacționați la clip, nu-i treaba mea, poate așa vă plătiți chiria. Când cineva vă va intervieva, de ce v-ați lăsat, a lui Vlad e vina.